Bine v-am regăsit. Vă prezint un accesoriu pentru tâmplărie în special pe care l-am achiziționat recent. Este vorba despre o masă multifuncțională de lucru de la Wolfcraft, modelul Master 200. Căutam de ceva vreme să cumpăr o astfel de masă, pentru că mulți dintre voi știți că sunt cu casa în lucru și prelucrez foarte mult lemn, în special lambriu, scândură, șipcă foarte multă, și îmi doream o astfel de masă pentru a prelucra lemnul mult mai ușor. Masa funcționează mai mult ca un fel de menghină. Se pot fixa acolo diferite piese și se pot prelucra mult mai ușor. Cam așa o să arate masa după ce o să o montez. Are două blaturi, să le spun așa, din MDF, probabil sunt, care se pot strânge în funcție de cât am nevoie, cu ajutorul acestor două mânere. Mai are diferite piese aici care la fel folosesc ca menghina. Vedeți că are câteva găuri, se pot monta acolo unde am nevoie și în practică pot să strâng cam orice formă de piesă pe care am nevoie să o tai. Avem câteva dimensiuni aici, deci pot să prelucrez piese cu o lățime maximă de 145 de mm și toată masa se deschide până la 365 de mm. Mai avem câteva desene acolo, modul în care se pot prinde piesele pe care vrem să le prelucrăm. Deci se pot tăia, se pot șlefui, se pot găuri și așa mai departe. Mai avem și aici în spate, pe cealaltă parte a cutiei, la fel câteva detalii. Astea două piese nu le am în pachet, dar se pot achiziționa separat. Sunt niște colțare așa din aluminiu cu care putem să strângem și piese mai rezistente, mai dure. Vedeți că ne arată aici niște țeavă. Deci, în practică, se poate folosi cam la orice fel de operațiune, pentru tăieri, pentru șlefuiri, pentru prinderi cu șurub ascuns și așa mai departe. Câteva date tehnice aici, exact cum vă spuneam și mai devreme, deschideri. Aici mai avem o mostră, o situație la care putem să folosim această masă. De exemplu, în imagine, individul vopsește o bucată de lemn și, așa cum vă spuneam, aici de exemplu această piesă, vedeți că are un unghi de 90 de grade și restul este rotunjit. Cu ajutorul acestor menghine suplimentare, acestor fălci din plastic, probabil sunt suplimentare, putem să strângem cam orice fel de piesă avem nevoie și ulterior putem să o prelucrăm. Am terminat de montat masa, așa se prezintă. Îmi place că are o înălțime potrivită, adică pot să lucrez în deplin confort la această masă. Așa cum vedeți, cu ajutorul acestor două mânere pot regla deschiderea mesei a menghinelor atât cât îmi trebuie pentru a prinde piesa pe care vreau să o prelucrez. Pentru a fixa piesa mă pot ajuta fie de cele două blaturi din MDF, fie dacă piesa este un pic mai groasă sau am nevoie de o altă poziție de prindere, mă pot folosi de cei patru clești pe care îi pot poziționa cu ajutorul acestor găuri date în blaturile de MDF și în felul ăsta pot să prind aproape orice formă de piesă pe care am nevoie să o prelucrez. Cu ajutorul menghinelor pot strânge piesele atât în plan orizontal cât și în plan vertical, deci îmi oferă o varietate de posibilități de prindere. Are și un suport pentru niște ustensile pe care mi le pot pune la îndemână și pot să le am imediat aproape atunci când am nevoie să lucrez cu ele. Masa este destul de rezistentă, aproape că sunt un pic surprins de cât este de stabilă. Am probat-o mai devreme, am încercat să mă urc pe ea. Este foarte stabilă, bine închegată și oferă siguranță. Dacă puteți observa, pe una din plăci este trecut și un gradaj, deci în centimetri, până la 65 de centimetri. Iar pe cea de-a doua avem un raportor
la 0, la 0, 90 de grade, 45 și așa mai departe. Foarte util atunci când vreau să trasez folosindu-mă direct de acest raportor, fără să mai apelez la echer. Sunt niște măsurători simple, dar binevenite pentru masa de lucru. Aici ne arată că masa suportă o greutate maximă de 180 de kilograme, deci este destul de solidă, zic eu. Nu o să pun niciodată o asemenea greutate pe masă, dar ne arată cât poate să reziste masa, deci este o construcție foarte bună din punctul meu de vedere. Dacă vedeți, aici ne arată că nu este indicat să ne suim pe ea. Eu m-am urcat doar demonstrativ ca să vă arăt cam cât ar fi de stabilă. Și ați văzut că este foarte stabilă. Mânerele astea de reglaj îmi plac cum sunt făcute, în stilul Wolfcraft, de bună calitate. Mi-ar fi plăcut să meargă un pic mai ușor, dar poate am să reușesc eu să le reglez în viitor. La desfacere merg un pic mai bine, la strângere trebuie să mă sprijin cu un picior pe cadrul mesei. Poate o să reușesc să le bag un pic de ulei și în felul ăsta le fac să meargă un pic mai ușor. În rest, cam asta e despre masă. Sunt încântat de masa asta. Am mai văzut mese de lucru multifuncționale prin alte magazine de bricolaj, dar sincer să vă spun, de foarte proastă calitate. Adică se vedeau și componentele cum erau fixate, foarte instabile. Erau montate și puse ca expoziție, dar foarte, foarte slabă calitate. În schimb, de asta sunt încântat și chiar îmi place cum este construită. Acum, na, e destinată lucrărilor mici de bricolaj, în special pentru lemn. Eu aș putea să folosesc menghina și pentru a trasa, să zic, o țeavă, dar astea, blaturile astea din MDF se pot zgâria. Ca atare o să o folosesc doar pentru lemn. Și destinații va avea destule. Cu asta o să tai șipcă, lambriu, parchet, absolut orice. Pot tăia, măsura, găurii, înșuruba și așa mai departe, cam toate operațiunile astea pentru care oricum aveam nevoie de o masă plus o menghină de sprijin. Ca atare sunt destul de încântat de construcția ei. Sper să îmi fie de mare ajutor la ce mai am de lucrat aici pe la mansardă, atât la exterior cât și la interior. Acum o să pot să-mi prind mult mai ușor foile de lambriu, le pot măsura, le pot tăia, le pot găuri, pot face mai multe operațiuni cu ajutorul acestei mese și sper să îmi facă și mie munca mai ușoară și mai plăcută. O să închei acest clip făcând o mică demonstrație ca să vă arăt la ce aș putea să folosesc această masă multifuncțională. Sper să fie acoperit cam toate informațiile care trebuiau spuse despre acest produs. În concluzie, o să ne reauzim la un clip următor. Până atunci, eu ca de obicei vă doresc să aveți mult chef de treabă și numai bine!